Salutare, Tarăș Petri, bine v-am găsit. Din nou este aplicată starea de urgență, școli închise, creșe închise. Cei din Parlamentul României hotărăsc viitorul copiilor să stea acasă, să facă teleșcoala, așa cum a zis doamna ministru. Teleșcoala, cei ce nu au curent, să facă teleșcoala. Doamna ministru, poate ați fost emoționată. Cei ce nu au curent, nu au nici televizor. Ce pot face cu el? Sau au bani de generator, nu? Cam ceva de genul ăsta, nu? Și n-au avut bani să-și tragă ei curent, nu? Nu, doamne, este sărăcie. Înțelegeți? Dați drumul la școli. Copiii sunt viitorul țării. Înțelegeți? Lăsați teleșcoala, lăsați telejurnalul de dimineață, lăsați orice. Vrăjeala de asta ieftină, dați drumul la școli, la creșe, la grădinițe. Încercați să dați cărțile pe față, scoateți măștile și așa mai departe. V-am zis, faceți-o mai dulce, că e mai bine pentru toată lumea. La un moment dat, cu toții o să răbufnească și nu cred că este bine, să știți. O să fie cam gravă treaba. Dați-vă un pic seama când scoateți anumite afirmații pe gură. Da? Un sfat prietenesc.